Bună ziua, numele meu este Gabriela Lucuțar, am 38 de ani. Am efectuat la Clinica Duman o intervenție de lifting și implant mamar. Sunt extrem de fericită pentru decizia pe care am luat-o. L-am cunoscut pe Ensar din presă, în primul rând. Am văzut efectiv ceea ce a făcut Ana Maria Prodan și am fost extrem de uimită că arătau perfect. Și Ana Maria are tot 3 copii ca și mine. Eu sunt un om foarte determinat și hotărât și mie îmi place ca lucrurile să fie făcute repede. Și îmi place să lucrez cu profesioniști. Și îmi dau seama când vorbesc cu un profesionist sau când vorbesc cu un amator. Am făcut o programare, am ajuns la clinica domnului Ensar și de cum am pășit pe poartă a fost curățenia, totul pe luxury, mă rog, așa cum îmi place mie. Și mi-am dat seama că aici trebuie să fie vorba, cum mi-a spus și Ana Maria, de un profesionist. Aici a fost vorba de o intervenție destul de serioasă, destul de complicată. V-am spus și mai devreme, nu am pus decât implant, nu a fost decât implant mamar, ci a fost și lifting. Sânii mei după 3 alăptări nu arătau deloc bine. Nu eram de fapt fericită și mulțumită de ei. Și pentru mine a fost tot necesitate și clar, atunci când ești nemulțumit, părerea mea este că trebuie să faci ceva în privința asta. Cei de la Clinica Duman au făcut rezervarea biletelor, adică ei m-au ajutat cu absolut tot. Au venit, m-au luat de la aeroport, mi-au preluat bagajele, n-a trebuit să car nimic, a fost așa foarte, așa cum îmi place mie. Foarte drăguți, amabili, șoferii, știau limba engleză. Ajuns la clinică, mi-au făcut pentru analize, un hospital atât de mare și frumos. Oamenii foarte educați, oamenii foarte prietenoși. Eu am făcut și story-uri de acolo, eram foarte fericită că mă aflu într-un loc unde oamenii sunt foarte prietenoși, unde totul este curat. M-au cazat la hotel după ce am făcut analizele, am fost cazată, șoferul m-a așteptat în tot timpul ăsta. Am făcut toate testările, toate analizele. A doua zi am mers la clinică să mă întâlnesc cu domnul doctor, să vadă despre ce este vorba, să ne cunoaștem. Ne văzusem pe varianta online, dar trebuia să ne vedem personal pentru că a treia zi urma operația. Atenție, eu am fost singură, tocmai pentru că eu mă consider o persoană foarte puternică și eu răzbat în orice situație și nu mi este teamă de nimic, dar nu aș sfătui fetele să meargă singure. Nota 10 pentru toată lumea de acolo, pentru toată echipa care s-a ocupat de mine. După ce am ajuns în salon, s-a terminat operația, a fost o operație destul de serioasă, destul de complicată, meticuloasă, ca să zic așa, și a ieșit totul perfect. Le mulțumesc frumos pentru treaba asta, le mulțumesc frumos că au fost sprijinul meu, că sprijinul meu moral, în primul rând, nu m-am simțit singură absolut deloc. Această experiență nu o voi uita niciodată. Este, când vorbesc, mi se face pielea de găină, da? Pentru că îi mulțumesc domnului Ensar, îi mulțumesc doctorului pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Mă așteptam să fie bine, dar nu mă așteptam să fie foarte bine. Mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut pentru mine. Sunt un om fericit, un om împlinit, un om care sunt o femeie care este mulțumită de ce vede în oglindă, foarte mulțumită de ceea ce vede în oglindă. Este ceea ce îmi doream, un vis devenit realitate și asta datorită vouă. Mulțumesc!